viață la întâmplare. E ceva din sufletul meu care vreau să bucure și sufletul tău. Nu e o poveste de o mare. Și nu contează vârsta mea, cum nu contează nici a ta. Ești mai mult decât poți vedea, crede în mine și în inima ta. Și nu contează vârsta mea, cum nu contează nici a ta. Ești mai mult decât poți vedea, crede în tine și în inima ta. Te-ai oprit să nu mai visezi nimic. Adu-ți aminte și nu uita că tot ce faci lași în urma ta. Ce voiai să devii când erai mic. Miroase 1 iunie, doamnelor și domnilor, pici și... Vă salutăm! Am prins, m-am prins aici de o pici cu păr. Băi, frate, o așa defecțiune ceva. Tehnică. Vino încoace și ajută-mă. Atunci când avem fetițe frumos aranjate... Ia fiți atenți ce mi s-a întâmplat. Am problemă vrut să mare. La tine. Gata, doamnelor și domnilor. Gata, ne-am agățat. Ești foarte bine, te-am tras de păr, doar un pic. Doamnelor și domnilor, Alina Sorescu și pici, ce mai faceți, picilor? Ce facem noi? Cântați! Bine, foarte bine, foarte bine! Ne pregătim de 1 iunie, cum ai zis și tu. Așa, de 1 iunie. Sezonul nostru acum. Am și lansat melodia asta nouă cu care am venit astăzi la voi, însoțită de un videoclip foarte frumos. Se numește Crede în tine. Da, vreau să vă spun că mâine o să avem un invitat important. Mâine vine în studio alături de noi, în direct, Albano. Cu care, fii acum ai momentul. Alături de care am onoarea să cânt sâmbătă la concertul aniversar simfonic, 80 de ani, pe care îl va susține la Sala Palatului. Cine n-a luat încă bilet, să se pună mâna repede și să își ia. Și astăzi au aflat și picii mei o veste mare și frumoasă, faptul că și ei vor fi. Nu! Și ei vor fi cu mine și cu Albano pe scenă. La final o să-i cântăm la mulți ani. O să fie un moment emoționant. Și sunt și ei, părinții, bunicii. Îți dai seama, foarte onorați de veste asta frumoasă. Așa că vă așteptăm foarte sâmbătă bine. 27 Doamnelor mai la Sala Palatului. Beneficiu de a avea un băiat la Little London International Academy este că dimineața când vii la școală mai cunoști copiii. Așa că, doamnelor și domnilor, am recunoscut aici în echipa senzațională de pici. Anul trecut, ne mai știm de pe vremuri. Le vedem aici în premieră pe țară, doamnelor și domnilor, și pe Carolina și Raisa, fetițele Alinei. Acolo în colț le puteți vedea. Ele vă salută, facem cu mânuța.
Ele sunt foarte talentate, ne-a mai povestit Alina. Să creșteți mari, să fie bine. Și vi prezint și pe ceilalți pitch, pentru așa, că așa, te rog frumos. Suntem, uite, numeroși. Uite, Carina, care te-a deranjat cu șuvițele. Sau eu pe ea. Carina, hai, fă cu mâna. Așa, continuăm. În fața ei este Anisia. Așa. Cu cele două antene. Așa? Exact. Raisa, fă cu mâna. În fața ei Maria. Așa. Mai departe, Maia, mâna sus. Ana, Victor, Anastasia, Aniela, Alexandra, mai departe, Caterina. Avem aici pe băiat la Alesia. Zis, da? L-am zis pe Victor, te-am zis? Am zis de Victor. Bravo, măi, Victor, bate palma. Avem și noi un băiat fete aici, să fiu, nu, așa. Caterina, am zis, Alesia, Miruna, Bianca, Tessa, Marina, Maria, în spatele este Evelin și, nu în ultimul rând, Amina și Mihaela. Să luăm lecții de memorie, doamnelor și domnilor, da, că întotdeauna Alina le știe numele. Mă și gândesc, doamne, dacă aș fi șef peste o gașcă de pici, cum ar reuși să-i țin minte pe toți, da? E gașcă mare. Și ne și mărim colectivul din toamnă. O să vă facem și mai mari, din toamnă, nu? Și mai mari, și mai mulți din toamnă. Am lansat un concurs foarte interesant zilele acestea pe Facebook și pe Instagram, pentru că sunt în căutare de pici talentați și vă puteți înscrie acolo. Se caută pici pentru concerte mari și mici și mulțumesc foarte mult. Pupăm toate fetele și băiatul, de asta am zis de el, mă, că avem și noi un băiat aici. Urmăriți-i, urmează acum sezon tare de 1 iunie și nu numai. Mergem Alina Sorescu. La Dino Park, pe 1 iunie, ne găsiți acolo, cântăm la Râșnu și bine la Câmpina. Da, dar noi de înălțare mâncăm ceva, domnul Adrian, sau ne ții pe sponcei? Domnule dragă, astăzi vom